Emoții mari pentru elevii claselor a 12 de la Liceul Energetic din Câmpina. Astăzi tinerii au avut festivitatea de absolvire. Cadrele didactice le-au adresat cuvinte de rămas bun și le-au oferit și sfaturi pentru anii care vor urma. Vă doresc această etapă a voastră de final de liceu să fie una, ca și până acum, plină de seriozitate și de descătușare energetică sentimentală. Vreau să vă spun că sunteți foarte frumoși. Ați crescut, v-ați maturizat și peste câteva săptămâni vă veți lua zborul din această școală. Sper ca toată lumea să termine cu bine, să promovați examenul maturității și să vă urmați calea pe care fiecare o alegeți în aceste momente. Elevii au depănat amintiri din cei 4 ani de liceu cu lacrimi în ochi și cu nostalgie. Mă simt destul de emoționat în primul rând și automat un pic de sunt puțin trist deoarece noi suntem ca o familie și acum ne vom despărți. Având în vedere că terminăm o etapă frumoasă din viața noastră, avem emoții și tristețe în același timp, fiindcă toți acești ani am fost ca o familie și acum ne e greu să ne despărțim. Emoționați și grei și ușori, depinde de ani și de materii și de mai multe. Ți-e greu acum când ți-ai rămas bun de la profesor, de la colegi? Da, este un pas mai greu, mai dificil, dar mă gândesc că o să trec peste toate. La final, elevii au cântat anii de liceu și a fost strigat pentru ultima dată catalogul.